Te scufunzi pur și simplu în abstracție, ca într-un vis protector. Dacă vreau să fiu singur, mă opresc. Scot creta neagră din buzunar și trag un cerc în jurul meu. În interiorul cercului sunt la adăpost. Când sunt în cerc, nimeni nu poate și nici nu are dreptul să-mi vorbească. Nimeni nu poate și nici nu are dreptul să intre în cercul meu, să mă atingă sau să mă privească prea insistent. În interiorul cercului pot să stau nemișcat. Uite. Oricât vreau. Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul meu nu mă mai interesează. Spațiul calmului desăvârșit. Când ești în interiorul cercului, nu simți frica. Nici foamea. Nici durerea. Nu. Totul se oprește. Chiar și timpul se oprește. Când vreau să ies din cerc, întind pur și simplu mâna și întrerup linia. Linia cercului. Nimeni nu poate să o facă pentru mine în afară de mine însumi. Nimeni. Nu poate să taie cercul din afară pentru mine. De când a fost inventat cercul, lumea o duce mult mai bine. Nu mai sunt războaie, nu mai e foamete. Nu mai sunt a scăzut și criminalitatea. E adevărat. E adevărat că două ființe umane nu pot intra niciodată împreună în interiorul aceluiași cerc. Nu, sunt unii care au încercat. Dar degeaba. Un cerc pentru doi. Așa ceva nu există. Cercul. Cea mai mare invenție a tuturor timpurilor. Dar iată, nimeni nu mai este nefericit. Nu știu, e ceea ce mă neliniștește pe mine însă, sunt niște zvonuri care circulă de o vreme, așa, prin oraș, că se spune că toate cercurile ascund totuși o capcană. Așa se spune. Că uneori omul intră în cerc, dar că nu mai poate ieși. Și că majoritatea cercurilor nici nu mai ascultă de oameni. Și se pare că sunt foarte mulți cei care odată intrați în cerc descoperă că nu mai pot să-și deschidă cușca în care au intrat. Și că nu vor mai putea ieși de fapt niciodată. Stau singur în camera mea și ascult Vivaldi.
De când calul s-a instalat în fața blocului, nu mai am chef să ies nicăieri. Au trecut 2 săptămâni de când a venit vecina la mine și m-a anunțat că în fața blocului mă așteaptă un cal. Doamne, e imposibil. Eu nu am cal. Ba da, ba da, ba da, aveți un cal. Calul vă așteaptă. A insistat, m-a luat, m-a împins spre fereastră. Cred că atunci am pierdut partida, definitiv. Pentru că nu m-am arătat destul de ferm, destul de hotărât, recunosc. În fața blocului, în dreptul ferestrelor mele, se afla un cal. Dar la ora aceea, calul avea un aer absolut indecis, nehotărât. Bine, da, se uita așa vag la ferestrele mele, dar nimeni pe lume n-ar fi putut să demonstreze atunci că animalul căuta din priviri exact fereastra mea. Dar de-abia după aceea, când am ieșit în oraș, calul a început să-și manifeste un interes așa foarte ciudat față de mine. Mă urmărea peste tot. Să zicem că intram la poștă. Ei bine, calul mă aștepta întotdeauna în fața poștei. Să zicem că mă duceam în parc. Întotdeauna auzeam în spate niște tropăituri. Trebuie să recunosc totuși că nu m-a deranjat absolut deloc în drumurile mele, da, așa este, că întotdeauna a stat la o distanță, nu știu, respectabilă, 2, 3, 4 metri față de mine. Și, nu știu, eu poate că aș fi reușit să nu îl iau în seamă dacă lumea nu ar fi făcut atâtea, da, comentarii. Ce cal frumos aveți! Așa mi-a spus în prima zi o vecină. Ori de câte ori mergeam după pâine, brutarul mă întreba: și pentru domnul cal? Nimic? La chioșcu de ziare, vânzătorul, domnule, nu se putea abține, scotea de fiecare dată capul, se uita peste umărul meu și spunea: ce exemplar reușit, Dumnezeule, ce exemplar! Calul mă urmărea. E, și ce? Și ce dacă mă urmărea? Faptul că mă urmărea nu era decât o pură întâmplare. Așa au fost darurile aruncate, pe mine. Oricui se poate întâmpla dacă stăm să ne gândim bine. Și dacă dormeam în fața casei mele, ce mare minune că dormeam în fața casei mele. Bine, de acord, calul privește foarte des spre ferestrele camerei mele, dar ce putea să însemne asta? Mult mai de necrezut era faptul că nimeni nu se gândise mai devreme să sesizeze poliția sau pompierii sau zbordul sau cine a mai văzut, doamne, vreodată cal umblând, așa, hai hui, pe străzile orașului. Înțeleg pisicile, câinii, chiar și alte animale mici. Doamne, da, un cal și mai ales un cal alb. Numai că nimeni nu mi-a ascultat în mod serios explicațiile. La începutul celei de-a doua săptămâni devenise clar pentru toată lumea, chiar și pentru mine, că domnul cal se atașase profund de persoana mea. Adică cum mă întorceam acasă, se instala în fața blocului și nu înceta să se uite la ferestrele mele. Îl pândeam și eu, normal că îl pândeam, dar eram ascuns după perdelele mele. Da, acum era evident, calul nu se uita decât la ferestrele mele. Era ca și cum ochii ăia ai lui mari, fără să fie oboțiți, ar fi așteptat un răspuns. Vezi? De-aia. Stau închis în casă și ascult Vivaldi. M-am săturat să mai îndur aluziile astea rele ale oamenilor. Unde să mai ies? Cui să-i mai explic? Ce? Nu vedeți? Toți sunt împotriva mea, chiar și vecinii. În fiecare dimineață vine câte unul, bate la ușă ca să mă invite unde? La o cafea. Și? Ce face la cafea? Mă cercetează așa, mă anchetează cu o privire curioasă care mă face ce? Să văd roșu de nervi.
Dar ce dracului poate să vadă unul pe fața mea? Și de ce să-mi vorbească cineva mereu cu o voce mieroasă așa? Și de ce mă întreabă la nesfârșit de fiecare dată care sunt intențiile mele? Un vecin de la parter mă sună câteodată, la mine la birou unde lucrez, să mă întrebe dacă n-am nevoie de nimic. Auzi tu, o vecină în fiecare zi cumpără câte un ziar în plus pe care vine și mi-l bagă așa sub ușă, ca să nu mai vorbesc de portarul ăsta de jos. Portarul blocului care vine sună la ușa mea să mă întrebe tot felul de absurdități. Ultima oară când i-am deschis a zis: "A, sunteți încă acasă?" Sunt zile când oricine trece pe stradă se oprește, se aliniază în spatele calului și se uită prelung, da, la ferestrele mele. Și ce să înțeleg eu din asta? Pentru ce? De ce? Ăsta e comportament? Să știi că mie mi se face pur și simplu... Dar... ascult Vivaldi. Și eu nu mă mai apropii de ferestre. Astăzi... se împlinesc 3 săptămâni de când mi-a venit calul în fața blocului. A mai slăbit în ultima vreme, a slăbit, iar din privirile lui urca așa o... tristețe care mă face să... sunt vinovat. Trebuie să iau o decizie. Trebuie să iau o hotărâre. Doamne, peste o jumătate de oră se luminează de zi. E timpul. Bună dimineața. Tot în așteptare. Tot singur pe strada pustie. Mă măsoară din priviri. Îl măsor din priviri. Nimeni nu spune nimic. Nu am știut niciodată că este atât de simplu să încaleci pe un cal. Ieșim din oraș în galop. E întuneric, dar cerul pare mai înstelat ca niciodată. O luăm de-a dreptul prin lanul de orz. Cât orz! Câtă hrană pentru cai!